Deși am mai filmat în dreptul unei vițe din tămâiasă românească, nu m-am putut abține să mă opresc aici. De ce? Pentru că sunt struguri foarte frumoși, foarte, foarte frumoși, dar și sunt reprezentativi. Este un lucru foarte important. Deci, să știți cum arată cu adevărat strugurii din tămâiasă românească. Uitați-vă și la frunză, da? Uitați și când sunt mai necopți, da? Aici a cam exagerat proprietarul, eu aș fi eliminat lăstarii ăștia care sunt până la sârma portantă, dar e treaba lui, e alegerea lui, cam asta este. Și în partea asta, uitați, da? Asta. Să vedem și cum arată usuiaca de bohotin. Ia să vedem. Este, da. E mai coaptă tămâioasa. Da. Și mai aromată tămâioasa. Da. Așa e. Da, sunt struguri frumoși. Foarte frumoși, ăștia sunt.